Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Imediat Alexandra Velniciuc va avea parte de niște surprize senzaționale. Mai avem multe astăzi la noi la emisiune, întâlnim și cu mămicuța Vlăduța Lupău. Dar până atunci am văzut o știre în ziare, că m-a luat puțin așa prin surprindere, pentru că după ce acum vreo două luni venea aici pe canapea și declara că dragostea soției l-a salvat cât a fost la un pas de moarte, că ea a fost omul care a fost alături în fiecare secundă atunci când a trecut prin cele 55 de zile de comă și în toate cele 100 de zile petrecute la terapie intensivă, Daniel Onoriu, despre el este vorba, oameni buni, anunță astăzi că divorțează. El și Isabela s-au despărțit, fostul campion de raliu și motociclism este în schimb acum aici să ofere toate detaliile despre o ruptură surprinzătoare la care, sincer, nu se aștepta absolut nimeni. Daniel Onoriu. Inimii sufletul întristat, tot de dor și de ofta, iau și beau un păr. Salut, Daniel! Bine ai venit! Haideți să luăm un loc pe canapea. Acum ceva timp, cum spuneam mai devreme, haide, te rog, stăteam aici pe canapea în cu totul și cu totul altă formulă. Erai alături de soția ta, de Isabela, și spuneai cât de recunoscător poți să-i fii acestei femei că practic a stat lângă tine în aceste momente dificile. Deci iar acum am citit că gata, vrei să divorțezi. Sunt recunoscător și o să-i fiu toată viața mea recunoscător pentru că m-a îngrijit ca nimeni altul și... A fost îngerul meu păzitor trimis de Dumnezeu din cer să mă protejeze. Păi și îngerul tău păzitor, vrei să divorțezi de el? Nu? Eu nu-mi doresc să divorțez pentru că încă o iubesc și o iubesc de nu mai pot. Păi de tu ai anunțat că vrei să divorțezi. Da, am divorțat, am anunțat, e adevărat, pentru că într-adevăr ne-am despărțit. M-a părăsit aseară, ieri. N-a mai dormit cu mine în pat. Cred că s-a dus la taică-miu. Și unde s-a dus? Să vorbim la tatăl meu. Cred că s-a dus la tatăl meu. Și uite că din păcate m-a părăsit, dar bine, m-a părăsit după ce i-am spus eu că vreau să divorțăm. Știi? Așa de zis într-un film, adică tu spui că vrei să divorțezi, se pleacă și tu ești la supărat. Uite că dacă mi-am dat ochelarii nu mai văd nimic, știi, vorba aia, dacă închizi ochii nu mai văd nimic, așa sunt eu acum, fără ochelarii. Bun, important e că putem să povestim și dar ce s-a întâmplat, pentru că nu înțelege nimeni. Spune-mi, te rog frumos, dacă e normal, dar să-mi răspunzi da. Bărbătește și ca și soț, că ești soț, da? Și e normal să nu dormi, să dormi singur de vreun an de zile în pat? E normal să tragi de soția ta, să faci dragoste și să obții lucrul ăsta forțat? Sau e normal să nu te îmbrățișeze, să nu... te sărute. Acum știi, e normal? Asta nu pot să-mi dau cu părerea despre relația voastră și despre lucrurile voastre intime acolo, știi? Cătălin, eu m-am gândit că sunt alte discuții și că aveți tot felul de alte discuții, întrebări. Sincer că eu că ați recuperat niște momente dificile și ați rămas foarte împreună. Dificile. Eu sunt un fost curvar. Eu am fost pilot de curse și știi asta. Și crede-mă că erau fane ale mele în toată țara, mă duceam și eram o stricăciune, le făceam să se simtă bine, știi? Dar acum m-am pocăit, Dumnezeu să mă ierte că vorbesc despre asta. Și mi-a dat Dumnezeu viață după cele 55 de zile de stat în comă și 104 zile la terapie intensivă, mi-a dat viață. Și iar eu o să-L mărturisesc pe Dumnezeu care face minuni și miracole cu viața mea și să știi că m-am pocăit. Da. Amin. Eu știu că știu treaba asta și știu că ne-ai povestit data trecută. Iar uite, Isabela a dat o declarație și vreau să ți-o citesc, nu știu dacă ai citit-o. A zis ceva de genul: nu vreau să comentez nimic din spusele lui Daniel. Eu sunt un om decent, nu sunt persoană publică, nu vreau să apar decăieri cu nimic. Așa. Este adevărat că ne-am despărțit, iar din partea mea nu mai e nicio cale de a fi împreună. Da, este adevărat, nu mai locuiesc împreună, a spus Isabela Onoriu pentru spynews.ro. Da, de ce a mai dat declarația asta dacă nu-i place să apară în ziare sau la TV? Da, știi care chestia? Că eu nu înțeleg la tine cât e de serioasă treaba sau nu, pentru că tu spui că aseară te-a părăsit, dar cu vreo două luni ai mai dat un mesaj de ăsta sau cu două săptămâni pe Facebook. Două săptămâni. Și apoi ai spus, stai, domne, că e o glumă de marketing. Fratele meu, am făcut-o de asta ca să am o cale de scăpare. Că pare, am dat-o cu marketing. Dar într-adevăr așa a fost. Da, de atunci ați avut discuții? Păi, dacă nu mă îmbrățișează, nu stă cu mine în pat și am făcut cele mai frumoase gesturi de pe planetă. Uite, nu știu dacă am mai spus-o asta la televizor. Eram în Egipt anul trecut și m-am dus la un magazin de aur și ei nu i-am zis nimic.
Ei, sora mea mă duc pe nu știu unde, știi? Mi-am luat un taxi, i-am luat vreo 60-70 de grame de aur. Și m-am dus la hotel, fii atent că e haioasă ta, adică e romantică la maxim, nu știu dacă mai făcut cineva așa ceva. M-am dus la hotel, am vorbit cu managerul, i-a zis, bă frate, nu vreau să-i dau eu astea. Dă-i-le tu și bagă o vrăjeală de asta, ca să o creadă, că voi hotelul dați lunar, oferiți un premiu, cele mai frumoase femei din resort, un premiu. Și la m-a urmărit, i-am arătat, uite bă, aia și așa m-a pitit. Și s-a dus la ea, hello, hello, I'm așa, manager, gift. Da. Înțelegi? Și i-a dat cadou. Bine, ați nebunit femeia. Că prima dată a rămas surprinsă, dar după aia și-a dat seama că e... Păi zici ce-a făcut asta? Nu era mai fain să-l dai tu direct? Nu, frate, am vrut să-i fac o surpriză și să se simt onorată și frumoasă, că într-adevăr e frumoasă. Am reușit? Vă sunteți de 5 ani căsătoriți, de nu? De 6 ani, de 6 ani căsătoriți. Și... mi-aduc aminte când ați venit acum înainte să intrăm noi în vacanță, stăteați amândoi pe canapea aici și mă gândeam și zic, băi, ce femeie mi-a dat Dumnezeu din cer și așa este, să știi. Stea lângă tine, adică curată, a dormit în mașină în fața spitalului. Până și sertarele mele, crede-mă că sunt ordonate. Deci bibilite fiecare obiect, ciorapi, chiloți, acarete, ceasuri, aur, tot sunt puse la cataramă, la milimetru. Face curățenie câteva ore pe zi, e nebună, e psihopată. Baie, nu mai zic, cea mai curată femeie de pe planetă m-a făcut și pe mine și mai curat decât eram. Deci o minune, un înger. Păi și dar nu se mai iubește. De ce păi nu stă cu mine? Dacă a stat cu tine și în fața spitalului a dormit, asta nu e dovadă mai mare de iubire? Deci nu te-am convins că nu mă iubești. Păi, de ce nu mă ia în brațe? Uite, dacă tu zici, îmi spui ceva clar, o iau înapoi în clipa asta, dacă mă mai vrea. Stai un pic, voi știți cel mai bine ce e între voi. Dar vreau să zic ceva, un om care stă lângă tine 55 de zile când ești în comă, doarme în fața spitalului în mașină, se luptă pentru tine, te hrănește la urma urmei, are grijă de tine în perioada aia după comă, știi și tu prin ce ai trecut. Pe casa noastră nu mai intra în casă pentru că avea stafii cu mine, avea amintiri și mă vedea pe mine, zice ea. Și da. Se amutase mașină, dormea mașină la spital. Cât am stat eu? 4 luni la spital. A stat în mașină, bă, frate. Și m-a protejat maxim. Este. Și o să o respect și o să-i mulțumesc toată viața mea pentru ce a făcut pentru mine. Dar voi aveți copii împreună, Daniel? Nu. Nu vrea să fac copii. Da. A zis că nu vrea să împartă dragostea între copiii mei cu prima mea nevastă. De asta zic, voi aveți copii împreună că ea s-a purtat ca o... Da, eu îmi doresc și un bebis de nu mai pot. Uite, Sami, băiatul meu frumos, care e cel mai frumos vorba din pe planeta Pământ, o să se arăt și ca să nu zici că exagerez, se căsătorește cu cea mai frumoasă femeie de pe planeta asta în curând, într-o lună, două. Stai că am probleme și nu mai știu ce vreau să zic. Ziceai că tu vrei să ai și cu Izabela un copil. Vreau să-mi facă și, Sami un nepoțel. Vreau să am și eu un bebiț în casa mea. Dar abia așa să ne ajute. Dar încercați cineva să vă ajute să vă salveze relația? Adică pe tine și pe Izabela. Foarte mulți oameni au scris pe Facebook. Mulți oameni au scris că... Oameni de pe Facebook te ajută. Păi mama, tata, copiii. Exact, ei sunt oamenii apropiați. Oamenii de pe Facebook. Ăștia contează cel mai mult, nu? Contează și restul, dar cei mai mult familia. De asta zic, și n-ați încercat să vorbiți toți? Am vorbit mai devreme cu ea prin SMS, am întrebat-o dacă mi-au intrat niște bani în cont și mi-au spus că nu. Am un avocat nou, Adrian, care mă reprezintă în procesul meu cu turcii. Și am 4 avocați, de fapt, că trebuie să... Cătălin, vreau și eu să-mi iau niște bănișori după câtă suferință am avut. Și e normal pentru maltracții, că și-au bătut joc de mine, să-mi dea niște bani, nu? Ferească Dumnezeu, da. Știi cum e, banii aia nu poți să acopere suferința prin care ai trecut-o. Dar în același timp, asta te întreb, nu e nebunie faptul că te-ai apucat din nou de raliu? Nu. Dacă eu sunt pilot profesionist și singurul campion din România care a câștigat la karting, la raliu, la viteză în coastă și la motociclism, sunt super campion, nimeni în România n-a mai reușit să facă asta. Eu știu, dar ai trecut prin poveștile astea care sunt foarte grele. Am fost la clinica afiliată FRAS, adică Federația Română de Atomism Sportiv, și nu mi-au dat acordul să particip, așa că sper să mă recuperez și cel mai bine m-am lăsat balta, am suferit foarte tare că nu mi-au dat voie. Eu m-am și dus la Baia Mare zilele trecute cu mașina de curse, am vrut să mă înscriu în campionat, dar nu mi-au dat acceptul și am rămas așa. Și acum cu sală, cu sport, apropo, dacă mă vede vreun instructor, vă rog din suflet, dați-mi și mie niște medicamente sau antrenați-mă, vă plătesc o sală, o ceva și...
Știu că în același timp toate lucrurile astea le postez și pe YouTube la tine. Da, am un canal de YouTube, da, mulțumesc celor care mă vizionează și care îmi dau like, cerere de urmărire. Dalier Onoriu, King of Speed, așa se numește. Am și Instagram și TikTok și Facebook și de toate. Daniel Onoriu, caută lumea foarte ușor și pe YouTube și pe Facebook. Vă rog să-mi dați follow. Eu ți-am adus și un tricou personalizat cu partenerii mei. Unul și unde este, că aș vrea să ți-l dau cadou în direct. Uite, e aici, nici nu l-am văzut, uite-mă. Asta era pentru mine? Uite-mă și n-am văzut-o. Am aici, nu-l desfac ca să nu se vadă partenerii, dar uite, doar aici îți arăt. Este un tricou cu mine deasupra planetei, nu știu dacă se vede. Da. Așa? Te rog să-l porți un cu mare plăcere. Cu tine deasupra planetei, pentru că, exact cum spuneai, tu ai fost campion mondial, nu mondial, național. Am vrut să zic european. European, uite, ești deasupra planetei, perfect. Daniel Onoriu. Și am înțeles că un tricou de ăsta îl dai și celor care te urmăresc, nu? Da, celor care îmi dau cerere de urmărire pe YouTube, le fac cadou un tricou identic, l-am aici. Da. Da? Doamne, tu ai fost, ai fost campion și la raliu și cu mașina, dar ai fost și la motociclism. Și la motociclism, da. Am fost, sunt unic în România. Am fost în Austria weekendul trecut. Ți-am dat la MotoGP. Și cu Alonso. Da, da, și am fost la MotoGP și am văzut motocicliștii la 300 de kilometri pe oră, nici nu-i vedeai cu ochiul liber. Mai mult de 300. Așa ai mers și tu? În Austria, nu? La Salzburg, nu. Da, exact acolo. Ainz. Eu n-am fost acolo niciodată, am fost în Italia și în și la fel cu aceeași viteză mergeai și tu pe motocicletă? Cum să nu? Pe adâncata la noi se merge cu, mergeam cu motocicletă, dar cu 290. Deci mai vrei să faci chestia asta după ce ai trecut? Cum să nu? Din toată inima mea. Eu sunt pilot de curse proprii, frate, și eu altceva în afară să vând case care le-am în Crevedia, eu nu știu să fac. Adică să construiesc case și să le vând. Dar știi ce vreau să te întreb? După ce ai fost a doua oară la un pas de moarte, pentru că e a doua oară când ești în comă, nu? În 2006 am stat 9 zile în comă în urma unui accident pe motocicletă. Nu mi-a acordat un preot prioritate. E adevărat că și eu aveam foarte mare viteză, dar am intrat în el, mi-a scos plina, am vreo 35 de operații pe mine. Uite, apropo, ultimele operații ale mele, uite, respiram prea aici, mi-a pus traheroscop. Da, după ce treci prin toate chestiile astea, vrei iarăși raliu, iarăși motociclism? Păi sau mergi pe principiu, nu mă mai omoară nimic acum? Nu e vorba de asta, dar dacă n-am murit eu până acum, nu mai mor niciodată în viața mea, să știi. Dacă asta îmi place și asta fac de cât la 12 ani, din 1990. Nu te vezi făcând altceva și nu te vezi oprindu-te. Ce vrei să cânt cum cântă mamaia mea, Gabi Lunca, dacă nu știu, nu mi-a dat Dumnezeu harul ăsta să fiu cântăreț. Da, dacă ar fi să-i transmiți ceva Izabelei? Acum pe final de intervenție. Te-am iubit din prima clipă, adu-ți aminte că te-am agățat pe Facebook și a doua zi unde să mă uit la cameră? Era bine. Așa, te-am agățat pe Facebook și a doua zi ți-am cerut de nevastă și iubita mea, după două săptămâni mi-a devenit soție cu nuntă, cu cununie civilă, la starea civilă, pardon, cu invitați, cu nași, cu toate cele. Te iubesc și eu te iubesc toată viața mea și îți mulțumesc că ai avut grijă de mine și te iubesc, ești viața mea. Nu trebuie să mai spun asta, că atunci șterge mesajele alea de pe Facebook în care spui că vrei să pleci în Grecia și cauți un partener. Mamă, asta a fost Caterinca. Da, e Caterinca, dar știi cum e, pare Caterinca, nu e Caterinca. Mie îmi place să mă Cătălin. Cu gacicile, Doamne ferește, eu m-am pocăit și nu mai vreau să am nicio femeie niciodată în viața mea decât Izabela, care e soția mea, sau următoarea soție. Nici nu mă interesează pe mine. Ai grijă de tine. Le-am făcut pe toate. Ai grijă de sănătatea ta în primul rând. Mulțumesc din și să faci tot ce e posibil să salvezi căsnicia, pentru că Izabela chiar e o femeie extraordinară. Am făcut și eu o poză cu ceea ce vreau să spun, dacă îmi permiți, te rog din suflet. Te rog, cum să nu, pentru că trebuie să trecem la următorul subiect. Imediat. Deci danielonoriu.com, noul meu site, unde vedeți și le-am zis oamenilor, acolo. Poți să te caute acolo pe YouTube. O să fac un raliu gen în Timișoara, gen Kenglock, dar latul cu mașina mea de curse. YouTube, Andy Popescu, am făcut cel mai nebun și Andy Popescu și el la rândul meu vlogger. Da. Am făcut cu un Lamborghini Huracan un vlog care, crede-mă, că a făcut vreo 150.000 de vizualizări și nu știu câte mii de comentarii, deci toată lumea zice că sunt nebun, că sunt, dar mă plac oameni. Știi? Deci a fost maxim. Așa, ce am mai avea?
caut colaboratori pentru noul sezon în campionatul european, cei care vor se promoveze, vezi, apar la tine, apar și la alții, sunt mediatizat, deci se văd la maxim. Și cam asta ar fi. Îți mulțumesc din suflet că m-ai invitat. Și îți mulțumesc mult și să ai succes, să ai grijă de tine. Te iubesc, Cătălin. Îți mulțumesc, Doamne, să ai grijă de tine și să încerc să salvez căsnicia, e ceva important. Avem plicuri, oameni buni, imediat vedem despre ce este vorba. Alexandra Velniciuc, sărbătorită, vine în câteva momente.